Valul al doilea al noului coronavirus în această iarnă ar putea face până la 120.000 de morți în spitalele din Regatul Unit, în cel mai rău caz rezonabil, fără pregătire adecvată, potrivit unui studiu al Academiei de Științe Medicale de la Londra. Astfel, cercetările provoacă temeri că noul coronavirus, care a făcut circa 45.000 de morți în Regatul Unit, cea mai afectată țară din Europa, se va răspândi mai mult în anotimpul rece. Modelele stabile pe baza unui asemenea scenariu arată un vârf al deceselor și internărilor în spital în ianuarie și februarie 2021. Ce ține de numărul de decese cauzate de COVID-19 la spital între septembrie 2020 și iunie 2021, acesta ar putea ajunge la 119.000. În context, cercetătorii preconizează, între altele, punerea în aplicare a unei campanii de informare a publicului, precum și recomandări destinate în special persoanelor fragile, creșterea capacității de testare și protejarea împotriva celor mai grave efecte ale gripei prin vaccinarea persoanelor cu risc și a personalului din sănătate.